Eram în aeroport și o mamă își ținea bebelușul pe masă, pierdută în propria ei ființă. Bebelușul era și el pierdut, pentru că ne amintim, bebelușul crește în energia mamei. Tatăl și el prezent era debusolat. Un copil care nu mai plângea. Un copil care pur și simplu era resemnat în interiorul lui. Și mă uitam la el, prietena mea îl vedea mai bine și era disperată, copilul ăla cade. Îl vede, copilul ăla cade. Mama nu își vedea copilul. Pentru că era pierdută. Emoțiile pe care le trăim ne pierd în noi. Iar copilul rămâne singur. Și studiile arată că o mamă pierdută, o mamă cu un nivel foarte crescut de cortizol în interiorul ei, va crește la rândul ei un copil care, al cărui creier, al cărui dezvoltare va avea de suferit pe parcursul întregii sale vieți. Pentru că experiențele rămân sub piele. Și în timp se arată că undeva în acel copil ceva s-a întâmplat. Și asta iarăși e nevoie să conștientizăm.